reporter la Radio România Internațională. Ajuns la 13-a ediție, Undercloud, primul festival de teatru independent din România, va avea loc anul acesta la București, în perioada 11-18 august. În 8 zile, spectatorii vor vedea o selecție a celor mai îndrăgite spectacole, respectând măsurile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus. Ediția din 2020 își propune să vorbească despre solidaritate, responsabilitate și adaptare într-un context social și cultural dificil în care artiștii independenți au avut de suferit. Undercloud nu este doar un festival, este o stare pe care continuăm să o creăm chiar și în situația excepțională de anul acesta, afirmă președintele festivalului, scriitorul și regizorul Chris Simeon Mercurian, împreună cu care am realizat acest reportaj. Este singurul festival de teatru din România de când am intrat în pandemie, care se ține offline cu măsurile impuse de COVID, cu o rigoare și cu atenție pe care ni le-am impus din momentul în care am luat decizia să ținem acest festival anul acesta. Sunt foarte multe noutăți, pornind de la faptul că este prima dată când festivalul se va desfășura în două locații. Noi, timp de 12 ani, l-am desfășurat într-un singur spațiu. Este primul an în care ne găsiți atât în curtea Muzeului Țăranului Român, cât și în grădina Muzeului Antipa, locațiile fiind vecine. O altă premieră este Mini Cloudul. În fiecare dimineață avem spectacole pentru copii și ateliere de dezvoltare personală pentru copii. Este prima ediție când am inițiat aceste evenimente. O altă premieră sunt spectacolele online. Avem o secțiune online paralelă cu secțiunea offline. Iar pentru prima dată când se joacă spectacole care au mai fost pe scena Undercloud. Este primul an în care am făcut secțiunea Best of Undercloud, spectacole care au fost premiate în edițiile anterioare și care se joacă anul acesta. Ce spectacole vor fi? Deschidem festivalul cu spectacolul Babel al Centrului de Dans Linotip. Este unul dintre spectacolele mele favorite. Sunt îndrăgostită de creațiile de la Linotip. Se va juca la ora 8 pe 11 august. Tot pe 11 august avem un performance reading cu Maya Morgenstern, Carla Teaha, după un text Nora Iuga și Angela Baciu, în regia mea, se numește Mai drăguț decât Dostoevski, iar pe 12 este Cu ce vă servesc, cu Maya Morgenstern, Rodica Mandache și Cristian Mercurian. Este singurul spectacol în care joc și este prima seară în care vom difuza film. Avem în această ediție și 3 filme de artă, iar marți pe 12 va fi Balanța. Și în secțiunea online, instrucțional pentru singurătate, cum să te întâlnești cu tine însuți. Ce înseamnă stagiunea alternativă la cea oficială? Practic, în ce raport sunteți cu stagiunea teatrală? Nu cred că mai există în acest moment stagiune clasică, pentru că ne adaptăm la vremurile de pandemie. Noi festivalul l-am făcut întotdeauna vara. Este un festival de vară, un festival de august și până anul trecut verile, teatrele erau închise. Acum teatrele de stat joacă vara în spații în aer liber, unele dintre ele, nu toate. Sunt amestecate lucrurile. Da. Evident că suntem constrânși de ceea ce se întâmplă, dar este bine. Sigur. Că există spații în aer liber, exact, care oferă șansa celor care vor să continue hrana spirituală, să aibă unde să se ducă să-și primească porția de cultură. Barierele acestea sanitare ne îndepărtează de spectator și vă întreb, cum vedeți viitorul teatrului? Eu sunt regizor, nu văd lucrurile așa. Cred că un spectacol trebuie să fie la aceeași valoare scenică și dacă ai un om în sală și dacă ai sala full. Deci nu cred că faptul că jucăm la jumătate de sală trebuie să influențeze calitatea spectacolului. Asta cred că e o mega păcăleală. Din punct de vedere al spectatorului care va trebui să fie dotat cu măști? Nu știu, cred că ne blocăm și ne împiedicăm în
foarte multe fițe. Dacă vrem să fim precauți, suntem precauți. Ne spălăm pe mâini, purtăm măști. Dacă vrem să ieșim într-un spațiu public în care există risc de contaminare, ca organizator de evenimente, încerci 100% să îi protejezi pe oamenii pe care îi inviți în spațiul tău la tine în casă. Nu? Îi pui să se spele pe mâini la intrare, le iei temperatura, le dezinfectezi hainele, scaunele unde se așează, toate suprafețele cu care intră în contact, dar noi habar nu avem de fapt dacă fiecare spectator și-a făcut testul COVID și a ieșit negativ, deci nu avem cum să avem chiar toate informațiile acestea. Da. În încheiere, aș vrea să spuneți unde se pot cumpăra bilete, unde se poate obține o relație despre agenda acestui festival minunat. Spectacolele încep în fiecare zi după căderea luminii, cele care sunt în offline, iar biletele sunt două variante de a le achiziționa, fie pe online, de la MyStage sau Eventbook, fie offline, de la Casa de Bilete a Muzeului Antipa sau de la librăriile Humanitas Cismigiu și Crețulescu. Mulțumesc, doamna Cris Simion, vă doresc mult succes! Doamne ajută și vă așteptăm cu drag! Și noi cu drag o să venim!